Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. Este unul dintre cei mai controversați politicieni. A fugit din Republica Moldova imediat după alegerile parlamentare câștigate de cei care au declarat război corupției, în aceeași perioadă cu Veaceslav Platon și Gheorghe Cafcaliuc. Cutia Neagră Plus vă prezintă o nouă investigație despre Vlad Andronache. Vă povestim și arătăm proprietățile ascunse de fostul deputat democrat, castelul pe care și l-a construit în cel mai luxos cartier al capitalei, firme offshore implicate în furtul miliardului, dar și în export de cărbune de la companii rusești acuzate de extracții ilegale din Donbas. Aflați astăzi cine sunt oamenii prin care acționează Vlad Andronache și cum a reușit să își pună la adăpost cele mai importante afaceri din Moldova înainte ca procurorii să pună sechestru pe ele. Acțiunile procurorilor nu au afectat decât într-o măsură foarte mică interesele și activele fugarului. Vladimir Andronache, 41 de ani, căsătorit, economist de profesie, deputat în două legislaturi din partea Partidului Democrat, asociat de opinia publică drept persoană de încredere a oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, partener de afaceri cu controversatul deputat fugar Ilan Șor, apropiat din 2020 de Partidul Socialiștilor și Igor Dodon, acuzat de implicare în scheme imobiliare, energetice, extracție de zăcăminte, export de fier uzat, furtul miliardului. Fugar a părăsit Republica Moldova pe 14 iulie 2021, imediat după alegerile parlamentare câștigate de PAS. Vlad Andronache nu a mai ajuns în Republica Moldova din 14 iulie 2021, atunci când a părăsit statul sub pretextul că merge în vacanță cu familia. Soția și copiii s-au întors, Andronache nu, devenind fugar. Două luni mai târziu a devenit cunoscut public faptul că fostul deputat și soția sa sunt puși sub acuzare într-un dosar penal legat de furtul miliardului. Documentele consultate de Cutia Neagră demonstrează însă că Andronache s-a pregătit din timp, de la distanță, devenirea procurorilor. A reușit să-și pună la adăpost cele mai importante active și afaceri, făcând la mijloc de septembrie, în regim de urgență, modificări în structura de acționare a companiilor cheie pe care le controla. Cele mai importante și profitabile afaceri ale lui Vlad Andronache erau oficial înregistrate pe numele tatălui fostului deputat. Anume, în aceste companii s-au produs schimbări la mijloc de septembrie, cu câteva zile înainte ca procurorii să dea buzna cu percheziții acasă la controversatul politician. În luna septembrie, tatăl fostului deputat democrat, Tudor Andronache, a ieșit din acționariatul firmei Daerpin, care administrează cunoscuta carieră Micăuți. Aici, tatăl fostului deputat deținea o cotă parte de 30%. I-a transmis acțiunile lui Ruslan Berlinski, care avea alte 30% din companie. Berlinski este unul dintre cei mai vechi parteneri de afaceri al lui Andronache, jurist de profesie, angajat al Băncii Naționale până în 2011, iar ulterior angajat în câteva întreprinderi strategice de stat, Metalferos, Tutun CTC și Calea Ferată a Moldovei. Alături de Andronache și Berlinski, cu o cotă parte de 40%, asociați în firma Daerpin, mai sunt și membrii familiei Țugulea, Elena Țugulea fiind administratoare. Daerpin a devenit acționară la cariera Micăuți în toamna anului 2019, când, potrivit portalului Moldova Street, ar fi cumpărat 75% din acțiunile carierei la un preț foarte mic. Una dintre cele mai mari cariere de piatră din Moldova i-a costat 3 milioane de lei. La începutul anului curent, Comisia Parlamentară de Anchetă privind modul de exploatare a substanțelor minerale utile anunța grave ilegalități la cariera Micăuți, unde s-ar fi extras o cantitate mult mai mare de piatră în comparație cu ce s-a declarat în acte. Astfel au fost aduse prejudicii statului în valoare totală de 684 de milioane de lei. Anterior, mai mulți deputați au declarat că foștii parlamentari democrați, Eugeniu Nechiforciuc și Vladimir Andronache, ar fi beneficiarii carierei. Această activitate ilegală este controlată de către deputații din Parlamentul Republicii Moldova, Eugeniu Nechiforciuc și Vlad Andronache. Aici o să mă încep să prezint schema despre felul cum această carieră aparține lui Eugeniu Nechiforciuc și Vlad Andronache prin persoane interpuse din familie, Nechiforciuc Tatiana fiind soția lui Eugeniu Nechiforciuc, Andronache Tudor fiind tatăl lui Vlad. Societatea pe acțiuni, cariera Micăuți, se află în proces de insolvabilitate, iar activitatea ei a fost stopată, după ce în luna aprilie a fost scandal la carieră. Fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusari, a blocat drumul de acces către carieră, acuzând că se fac extracții ilegale, fără acte permisive de la Inspectoratul de Mediu și alte autorități. Chemăm mai repede să vină poliția, să vină Inspectoratul Mediului, că se încalcă legislația.
Domnul, dumneavoastră cunoașteți că este și drept aveți să stați lângă mașini. Mă, dar dumneavoastră și drept aveți să spateți această, având documentele. Mă, dar vorbește. Dumneavoastră nu aveți dreptul. Mă, dar vorbește cu șefii noștri, nu cu mine. Eu ăsta lucru. Eu vă înțeleg, chemați pe șefii. Eu... Dar asta e fost atunci. Am fost ei, să dar în parlament, ești șefii. Dar nu am dat ei. În parlament sunt șefii. Eu chiar vreau să dați, dar să mă calce. De câteva ori am cerut imperativ să fie oprite aici lucrările. Au fost pornite și câteva dosare penale, însă datorită faptului că această carieră este controlată de doi deputați, Nichifărciuc și Andronache, toate organele abilitate de stat cam s-au făcut muți, surzi, că nu știu proceduri, că nu cunosc cum de sigilat perimetrul aici. Adică s-au făcut niște hârtii, un teanc de hârtii, un teanc de dosare penale, dar băieții într-o veselie continuau să scoată ilegal. În prezent, cariera Micăuți este administrată de Ruslan Alas, un alt om de afaceri apropiat de Andronache. În 2019, acesta figura în acte ca fondator al SRL-ului Daer Pin, cu o cotă parte de 60%. Ulterior, acțiunile acestuia au fost împărțite în jumătate între Ruslan Berlinski și Tudor Andronache. Ruslan Alas mai are o conexiune cu Andronache și în alte companii. Modificările de acționari din SRL Daer Pin vor afecta nu doar afacerile de la cariera Micăuți, dar și un alt business al familiei Andronache. Daer Pin administrează compania Birka, specializată în producerea de panouri, sandwich și sisteme pentru acoperișuri. Firma are în proprietate un mare centru comercial situat pe traseul Chișinău-Orhei, în satul Ratuș. Terenul de 40 de ani, care este construit magazinul, a fost cumpărat de firma în 2016 de la primăria Dresliceni cu 1,3 milioane de lei. În prezent, pe imobil este pusă interdicție, în baza unui contract de ipotecă, în care figura inițial o sumă de 900.000 de euro. Legătura SRL-ului Daer Pin, societatea pe acțiuni cariera Micăuți și magazinul din Ratuș, mi-a fost confirmată și de paznicul carierei, atunci când am mers să-l căutăm pe Ruslan Alas. Eu caut pe domnul Ruslan Alas, administrator, director, cum îl putem găsi? Nu m-a lărat și unde să faci tablă, la Birka. La Birka? Da. Acolo e altă administratoră. E la acolo stai, da? Da, nu, acolo stai. Aici nu. Nu e nimic, cariera nu lucrează. SRL Daer Pin mai este fondator al unei alte companii, a cărei activitate ține tot de cariera Micăuți, Fixton Proiect, care este administrată tot de Elena Țugulea. În aprilie curent, firma a cerut în instanța de judecată inițierea procedurii de insolvabilitate, pentru că ar avea datorii pe care nu le poate achita. Aparent, acțiunea a fost inițiată pentru a salva activele, deoarece creditorii sunt de ai casei, alte întreprinderi controlate de Andronache și Berlinski. Fixton Proiect are în proprietate mai multe terenuri agricole, care, potrivit surselor Cutiei Negre, sunt cele pe care s-a extins cariera Micăuți. În judecată a depus referință și un agent economic care a acreditat SRL-ul Fixton Proiect. Acesta s-a opus producerii de insolvabilitate, invocând că este fictivă și intenționată, iar ulterior s-a plâns pe ilegalități și la procuratură. De la SRL Daer Pin trecem la SRL Casa Expo International Corp, o altă firmă cu exact aceeași componență a proprietarilor, unde Andronache a acționat după un scenariu similar. În luna septembrie i-a cedat cota sa de peste 30% lui Ruslan Berlinski, care are acum 61,5% din acțiuni. Restul aparține familiei Țugulea, administratoarea fiind Elena Țugulea. Și această firmă l-a avut în 2019 ca fondator pe Ruslan Alas, care mai apoi a transmis acțiunile lui Andronache și Berlinski. Casa Expo International Corp este o companie cu venituri impresionante. Potrivit rapoartelor financiare, în ultimii 6 ani, firma a înregistrat venituri din vânzări de 478 de milioane de lei. Doar anul trecut a avut un rulaj de 88 de milioane și un profit net de peste 13 milioane de lei. SRL Casa Expo International Corp deține compania Casa, care se prezintă ca fiind lider național în producția de țiglă metalică pentru acoperișuri. Am mers la magazinul firmei din strada Uzinilor ca să o căutăm pe Elena Țugulea, partenera de afaceri a lui Andronache și administratoarea companiei, dar nu am reușit să o găsim. Nu vreau să vorbesc cu cineva din administrația magazinului, doamna Elena Țugulea, cum o găsim? Te-a sunat? Nu, noi nu avem contacte, știm doar că aici e magazin. Dar dumneavoastră este aici de obicei sau ea nu previn? Fiecare zi da, dar astăzi nu. Contactată telefonic, Elena Țugulea a refuzat să discute cu reporterul Cutiei Negre despre afacerile comune pe care le are cu familia Andronache. Deși angajații magazinului ne-au spus că aceasta vine zilnic la serviciu, Țugulea ne-a răspuns scurt că se află în concediu. Sunt în concediu.
Nu ne putem întâlni undeva în oraș, poate 5 minute. Sunt după oraș, sunt după oraș. La telefon ați fi disponibilă să discutăm, dar când n-ajung să fie ocupată, e liniște. Sunt ocupat, mă iertați, vă rog. Deși este specializat în vânzarea materialelor pentru acoperișuri, Casa Expo Internațional Corp a participat anul trecut și la licitații publice pentru reparația drumurilor. A reușit să câștige 13 tendere în valoare de 8 milioane de lei pentru livrare de petriș. În ofertele depuse la licitații figura de fiecare dată piatra din care era Micăuți. Cel mai mare contract în valoare de 36,5 milioane de lei a fost semnat în aprilie 2020 cu întreprinderea municipală Exdrupo. Curios este faptul că SRL-ul Casa Expo Internațional Corp, care a livrat pietriș din cariera Micăuți, a propus la licitația organizată de Exdrupo un preț mai mic decât însuși producătorul. Oferta societății pe acțiuni, cariera Micăuți, a fost pe locul 2, cu 80.000 de lei mai scumpă. În 2020, Tudor Andronachi și Ruslan Berlinski au fondat o altă companie, Casa Expo Cargo, în care Andronachi avea o cotă parte de 60%. Chiar din primul an de activitate, firma a înregistrat venituri din vânzări de 24 de milioane de lei și un profit net de aproape 8 milioane de lei. În anul curent, și această companie s-a abonat la banii publici și participă activ la licitațiile pentru reparația drumurilor. A câștigat deja 17 tendere în valoare totală de 12 milioane și jumătate de lei. Casa Expo Cargo la fel livrează piatră din cariera Micăuți. Cel mai scump contract, în valoare de 5,4 milioane de lei, l-a semnat în martie 2021 cu aceeași întreprindere municipală Exdrupo. La același tender a participat și firma Casa Expo Internațional Corp. Deși ambele companii aveau în ofertă piatră de la Micăuți, prețurile propuse la licitații au fost cu o diferență de 40.000 de lei. Faptul că au aceiași fondatori și livrează marfă de la același producător nu a fost un impediment când cele două firme s-au înscris la licitație publică. La finele anului trecut, Casa Expo Cargo a ajuns proprietarea unei alte companii, care are conexiune cu activitatea carierelor. A preluat firma Ridisia Monitiera, ce deține licență pentru importul, depozitarea și comercializarea explozibililor utilizați în carieră. Deși firma aduce profituri de milioane, tatălui Vladimir Andronachi s-a retras în mare grabă, acum o lună și din compania Casa Expo Cargo. Cota sa de 60% a fost preluată de Natalia Cazacu, soția lui Berlinski. Numele lui Vladimir Andronachi este legat și de domeniul energetic. S-a vorbit despre asta prima dată cu 4 ani în urmă, când s-a iscat un scandal la Telenești, după reconstrucția unei hidrocentrale pe râul Răut, ce a provocat un dezastru ecologic în zonă. O porțiune a râului care trece prin satul Căzănești a secat și malurile s-au umplut cu pește mort. La fața locului s-au deplasat atunci specialiștii de la Apele Moldovei și Inspectoratul Ecologic, care au constatat că hidrocentrala de la Brânzenii Noi a fost construită ilegal, fără acte permisive, iar porțiunea Răutului din zona Căzăneștiului a secat după ce a fost închisă apa la hidrocentrală. A fost inițiat și un proces penal, care nu a mai avut finalitate. Hidrocentrala de pe Reut a fost proiectată pe ruinile unei foste construcții hidrotehnice abandonate în perioada sovietică. În 2015, primăria Brânzenii Noi, care a obținut dreptul de proprietate asupra imobilului, l-a dat în arendă pentru 25 de ani companiei Expert Lab, care aparține lui Ruslan Berlinski și care achită anual o taxă de locațiune de 37.000 de lei. Ulterior, Berlinski a înregistrat SRL-ul Hidroelectrica, care să se ocupe de administrarea hidrocentralei. Deși presa scria încă în 2017 că în spatele proiectului energetic ar sta Vladimir Andronachi, iar Berlinski ar fi doar omul de încredere al deputatului pus să gestioneze afacerea, cei doi au negat acest lucru. Anul trecut totul a ieșit la iveală. Tudor Andronachi a preluat oficial o cotă parte de 65% din SRL-ul Hidroelectrica. În pofida scandalului care a avut loc și al pericolului anunțat de ecologiști, hidrocentrala de pe Reut a lucrat în continuare și a produs energie. În ultimii 3 ani, SRL Hidroelectrica a declarat vânzări de 1,5 milioane de lei. La hidrocentrală nu am găsit pe nimeni. Este încuiată și căsuța paznicului și poarta care duce în interior. Se aud motoare lucrând, semn că hidrocentrala activează, dar niciun angajat nu este la fața locului. Șeful Inspecției Ecologice Telenești susține că agentul economic deține toate actele permisive pentru activitatea hidrocentralei. Acte permisive, are autorizație de funcționare, are autorizație de folosință specială a apei pentru a produce energie electrică. Activează de atunci, de când au construit-o, până la moment activează. Dar Inspecția Ecologică a făcut într-un timp vreo verificare, vreun control? Da, am făcut verificare,
la agentul economic și s-a constatat că dumnealui deține autorizația dată. Nu este clar cum a fost posibil de legalizat activitatea. Autoritățile locale ne-au declarat că nu au eliberat nicio autorizație pentru construcția hidrocentralei. Potrivit legislației, actele urmau să fie avizate și de primăria satului Pistruieni, deoarece hidrocentrala ocupă 15 ari de teren din gestiunea acestei localități. Mine m-a interesat, inițial, nu Apele Moldovei, m-a interesat Ministerul Mediului și Inspectoratul Ecologic. Și respectiv și ceilalți, fiindcă toate sunt importante, dar ei nu aveau așa ceva. Dumnealui și-a strâns, eu i-am luat și am strâns toate documentele și am zis, când aveți toate documentele în ordine, atunci o să mă uit în proiectul dumneavoastră și o să vedem. Și nu o să discutați cu mine, dar o să discutăm în cadrul Consiliului Comunal Pistruieni. Și de atunci s-a pierdut legătura. Cel ce care eliberează certificatul de urbanism pentru proiectare, urmează să semneze și autorizația de construcție. Și aici mergea, că, adică suntem responsabili. La mine este, la noi este pe teritoriul comunii, este, adică am plasat construcția, responsabil să faci și primarul de la Brânzeni și cred că autorizația de construcție trebuia să semnăm colegial. Eu nu am semnat niciun document pentru construcție. După aceea a fost o comisie, adică de multe persoane, de pe toți reprezentanți la toate instanțele, dar eu nu am fost invitat. Nu a eliberat acta pentru construcție nici primăria din Brezenii Noi, care i-a dat în locațiunea lui Ruslan Berlinski rămășițele din fosta hidrocentrală sovietică. Deoarece clădirea ne aparține nouă, înseamnă că licitația am trecut noi, dar ea s-a pe teritoriul alte comune, adică comuna Pistruieni. Și tot ce cere de certificat de urbanism, toată documentația trebuie să o elibereze Pistruieni. Eu n-am și semnat. Eu, conform procedurii de licitație, eu n-am probleme. Dumnealui este achitat până la momentul, până la 31 decembrie, inclusiv anul acesta, este achitat totalmente. Și eu și pretind că o să am întâmplat. La Pistruieni există și astăzi probleme provocate de activitatea hidrocentralei. Primara susține că au fost înnecate 3 izvoare, care au carte de vizită a localității și intenționează să ceară intervenția oamenilor legii pentru a rezolva problema. Eu dumnealui i-am spus din start, domn Berlinski, noi avem 3 izvoare, care ele sunt exact pe malul Reutului. Și dacă apa stochează, ele o să le nege. Dar asta pentru noi este primordial. Nu, doamna primar, că noi acolo o să facem niște îngrădiri în cadrul proiectului, să fie niște îngrădiri și o să protejeze izvoarele. Și după toate ședințele care au fost, eu nu am mai fost. De când am indicat problemele date, adică ei nu mai au apelat la mine. Deja mă gândeam, zic, când se stabilește, iar să intervin cu solicitare la procuratură, adică să investigheze cazul, da? Și să vadă, să ne spun. Noi, adică, ce vrem? Noi vrem ca să ne restabilească izvoarele cum au fost. În septembrie, când s-a aflat despre dosarul penal, în care este vizat Vladimir Andrunache, tatăl său Tudor Andrunache, i-a cedat lui Ruslan Berlinski și cota care o avea la Hidroelectrica. Nu am reușit să discutăm cu Berlinski despre proiectul energetic de la Telenești și asocierea pe care o are cu familia Andrunache în diverse companii. Acesta ne-a răspuns curt la telefon și a închis. Noi realizăm un subiect despre companiile în care dumneavoastră sunteți afiliat cu domnul Tudor Andrunache. Și am vrea să discutăm cu dumneavoastră la acest subiect, dacă ar fi posibil să ne întâlnim. Nu este posibil să ne întâlnim. Eu am grafic și nu sunt în țară. Și despre afilieri eu nu cunosc. Și nu am nicio afiliere. Ulterior am trimis lui Berlinski pe WhatsApp toate întrebările în scris. Deși a văzut mesajul, nu ne-a răspuns. Ultima companie, cea de-a cincea, din care Tudor Andrunache s-a retras, este SRL-ul Rivalas. Firma a fost înregistrată în 2015 de către același Ruslan Alas, de la cariera Micăuți. Această companie are sediul juridic în orașul Șoltănești, într-un imobil cumpărat de Alas cu un an mai devreme. În 2020, Tudor Andrunache a obținut o cotă parte de 65% din SRL-ul Rivalas, iar cealaltă parte a fost înscrisă oficial pe Maria Berlinskaya, mama lui Ruslan Berlinski. Femeia are 71 de ani. După schimbările urgente efectuate în septembrie curent, cota lui Andrunache a revenit la Ruslan Alas. Nu există informații despre activitatea
activitatea SRL-ului Rivalas. Oficial, are ca agenda activitatea exploatarea forestieră, tăierea și comercializarea lemnului, dar și transportul rutier de mărfuri și comerț cu autoturisme. Firma nu a depus niciodată rapoarte financiare la biroul de statistică, pentru a vedea dacă aduce profituri. Am încercat să-l găsim pe Tudor Andrunachi pentru a-l întreba de ce s-a retras din luna septembrie din cele 5 companii și dacă are asta vreo legătură cu inițierea dosarului penal pe numele fiului său. L-am căutat acasă. Părinții lui Vladimir Andrunachi locuiesc într-un cartier prestigios din sectorul Roșcani al capitalei, unde au o casă luxoasă construită în perioada în care Andrunachi era deputat. Am sunat la poartă, dar nimeni nu ne-a deschis. Dacă Tudor Andrunachi a reușit în timp util să salveze afacerile de milioane cedând acțiunile unor oameni de încredere, după ce procurorii au pornit pe urmele fiului său, alta este situația cu proprietățile imobiliare pe care le deține Vladimir Andrunachi. Cutia Neagră a identificat mai multe imobile care au ajuns sub sechestru în luna septembrie, în dosarul în care fostul deputat democrat este învinuit de scrocherie și spălare de bani, împreună cu soția sa și juristul de încredere al familiei, după cum anunță Procuratura Generală. Vă arătăm în premieră și casa grandioasă pe care și-a construit-o Andrunachi, într-o zonă de elită, în apropiere de Parcul Valea Morilor. Potrivit unor surse de încredere ale Cutiei Negre, Vladimir Andrunachi își ridică o casă de dimensiunile unui palat pe strada Trifan Baltă. În acte figurează persoane interpuse, dar există și un fir roșu care duce direct la Andrunachi. O bucată din teren este înregistrat pe numele Carolinei Andreuță, jurista familiei lui Vladimir Andrunachi, numele căreia a figurat anterior în câteva investigații jurnalistice și cea care pare a fi a treia persoană vizată în dosarul penal. Pe adresa unde ar fi imobilul în construcție al lui Andrunachi sunt oficial două terenuri. Pe unul dintre ele, de 17 ani, la cadastru este înregistrată o casă construită în 1978, care a fost cumpărată în noiembrie 2017 de trei tineri, Edgar Negură, Igor Spiridon și Vadim Baltag, care aveau în momentul tranzacției 25, 26 și respectiv 29 de ani. Nu am identificat legături directe ale acestora cu Vladimir Andrunachi. În următorul an, cei trei au cerut primăriei Chișinău să le vândă teren pentru deservirea casei pe care au cumpărat-o, deși aceasta a fost demolată. Consiliul Municipal Chișinău a acceptat pe 8 octombrie 2018 să le atribuie 10 ari de pământ, fiind vândut la un preț normativ, cu 1 leu și 17 bani pentru un metru pătrat. Adică primăria a vândut 10 ari de pământ în una dintre cele mai prestigioase și scumpe zone ale capitalei, lângă Valea Morilor, cu 1220 de lei. Deși au trecut 3 ani, la cadastru nu s-au făcut modificări și terenul mai figurează ca proprietate municipală. Cel de-al doilea teren de pe strada unde își construiește casa Andrunachi are 4 ani și a fost cumpărat în aceeași perioadă de timp ca și primul teren, în decembrie 2017, fiind înregistrat pe numele Carolinei Andriuță, jurista lui Andrunachi. Pe 4 octombrie, pe acest teren a fost aplicat sechestru, în baza ordonanței ofițerului de urmărire penală, în dosarul în care este învinuit Vlad Andrunachi. Curios este faptul că în aprilie 2021, cei trei tineri despre care v-am vorbit mai sus și-au înregistrat la cadastru dreptul de folosință și pentru un alt teren municipal de 20 de ani, care cuprinde la hotar și terenul Carolinei Andreuță. Astfel comasate, cele trei terenuri măsoară 41 de ani. Deși oficial la cadastru sunt înregistrate două terenuri, există o singură cale de acces spre bunurile imobile. Pe teritoriu se află o casă în construcție, dar lucrările au fost stopate. Nici teritoriul nu este îngrijit, fiind năpădit de buruieni. Se pare că proprietarii nu au călcat de mult timp aici. La intrare, pe acest pilon sub o piatră, am găsit o scrisoare trimisă de primăria municipiului Chișinău încă în luna august. Aceasta este de la Direcția de Colectare a Taxelor și Impozitelor pentru Bunurile Imobile și este adresată lui Igor Spiridon, unul dintre coproprietarii bunului imobil. I-am identificat pe rețelele sociale pe cei trei tineri care par a fi interpuși în această tranzacție imobiliară și le-am trimis mesaje în care i-am întrebat dacă imobilele pe care le dețin au vreo legătură cu fostul deputat democrat. Niciunul dintre ei nu ne-a răspuns până la publicarea investigației. Pe 16 septembrie, procurorii au aplicat sechestru și pe spațiile comerciale din proprietatea soților Vladimir și Nadejda Andrunachi. Este vorba de clădirea de pe Bulevardul Grigorie Vieru 28, în care a fost sediul companiei Victoria Leasing, deținută de Andrunachi, dar și a companiei de consultanță juridică și în afacerea Carolinei Andreuță. În vara acestui an, firma Victoria Leasing a trecut printr-o procedură de rebranding, schimbându-și denumirea în Expert Leasing Finance SRL. Soții Andrunachi dețin o doime cotă parte din imobilul de pe Bulevardul Grigorie Vieru,
estimate în actele cadastrale la 4 milioane de lei. Clădirea a fost cumpărată la o licitație organizată de Banca de Economii, care a scos la vânzare active angajate de companii care nu-și puteau onora angajamentele față de bancă. În prezent, clădirea pusă sub sechestru este angajată de proprietari la o instituție bancară pentru un împrumut de 1 milion de euro, luat anul trecut. Sechestru a fost aplicat și pe spațiul comercial de 260 de metri pătrați, situat în inima capitalei, pe bulevardul Ștefan cel Mare 64. Imobilul evaluat la 2 milioane de lei, a ajuns în proprietatea firmei Andronache în anul 2013 și de atunci îl dă în arendă companiei care deține rețeaua în Dispița. Pe 4 octombrie a ajuns sub sechestru și apartamentul părinților Nadejdei Andronache, în care aceasta are o cotă parte și visă de reședință. Imobilul este situat în sectorul Ciocana și are 71 de metri pătrați. Un alt apartament din sectorul Buiucani, de 218 metri pătrați, unde locuiesc Vladimir și Nadejda Andronache. Este sub interdicție încă din data de 16 septembrie. Abia peste o săptămână, aici au avut loc percheziții. Am încercat să o găsim acasă pe Nadejda Andronache, bănuită și ea de escrocherie și spălare de bani, care are interdicția de a părăsi țara, dar aceasta nu ne-a răspuns la interfon. Sub sechestru au ajuns și două apartamente de 48 și 70 de metri pătrați, situate în sectorul Botanica, care aparțin Carolinei Andreuță. Imobilele au o valoare cadastrală de 650.000 de lei. Am cerut Procuraturii Generale să ne spune cum a evoluat ancheta în dosarul Andronache timp de o lună, de când au fost efectuate perchezițiile. Pe lângă fostul deputat democrat, soția și juristul familiei, care sunt învinuiți, în dosar a mai apărut o persoană cu statut de bănuit. În cazul Andronache este pornită urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, săvârșită în proporții deosebit de mari în interesul unei organizații criminale. Trei persoane sunt puse sub învinuire, iar o persoană are calitate de bănuit. La moment este aplicat sechestru în sumă de 26 milioane de lei. Domnul Andronache este anunțat în căutare și respectiv pe numele acesta este luat un mandat de arest în contumacie. Numele lui Andronache a fost legat și de câteva companii offshore implicate în furtul miliardului. Două dintre acestea au legătură directă cu dosarul penal pornit în privința lui Vlad Andronache, a soției sale Nadejda și a juristii familiei Carolina Andriuță. Companiile offshore din paradisul fiscal Belize, WebWest Alliance LTD și Black Sea Holdings S.A. s-au succedat de-a lungul anilor în calitate de acționari ai firmei care deținea în proprietate conacul boieresc Râșcanu de Reginski de la intersecția străzilor București și Vlaicu Pârcalab din centrul capitalei. În curtea conacului monument de importanță națională, care a fost privatizat pe bănuți încă în anul 2009, a început construcția unui hotel cu 12 etaje. Banca de Economii a investit aproape 33 de milioane de lei pentru un sediu la parterul viitorului hotel construit de firma lui Andronache. Ulterior, contractul a fost reziliat, însă Băncii de Economii i-a fost restituită doar o mică parte din investiție. Potrivit unei investigații anterioare, realizate de RISE, Banca de Economii a plătit avansul pentru viitorul sediu în noiembrie 2014, exact perioada în care din BEM au fost scurși cei mai mulți bani prin credite neperformante, iar guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, solicita guvernului intervenție de urgență pentru a salva banca de la colaps. Banii au fost transferați pe contul firmei Universal Proiect SRL, proprietara viitorului hotel, înainte de introducerea administrației speciale și acordării garanțiilor de stat, care ar fi trebuit să salveze BEM. La doar câteva zile de la încasarea banilor, Universal Proiect SRL convertește milioane de lei în valută străină și îi scoate din țară, folosind un offshore intermediar. 715.000 de euro din banii de la BEM sunt transferați către Black Sea Holding S.A., acționar al Universal Proiect SRL, iar 400.000 de dolari îi virează către un alt offshore cu denumire similară. În octombrie 2015, după ce a fost decisă lichidarea celor trei companii implicate în jaful bancar, BEM reziliază contractul de investiții în viitorul sediu și primește înapoi de la Universal Proiect SRL doar 6,8 milioane de lei din 32,8 investiții. Care a fost soarta diferenței de 26 de milioane de lei, nu se cunoaște. Acest fapt este investigat acum de procurori. Amintim că procurorii susțin că au pus sechestru pe proprietățile lui Andronache, exact în aceeași valoare, de 26 de milioane de lei.
Datele de la cadastru arată însă că, în mod ciudat, pe clădirea viitorului hotel de pe strada București, vizată direct în dosarul penal, nu a fost aplicată nicio restricție de înstrăinare. În prezent, compania lui Andrunachi, Universal Proiect SRL, deține 18% din imobil. Restul a fost înstrăinat companiei apropiate de Ilan Șor, X-Factor Group. Terenul pe care se află construcția îi aparține cu drept de folosință firmei fostului deputat democrat pentru o perioadă de 100 de ani. De altfel, a scăpat de sechestru și clădirea Hotelului Național, despre care Cutia Neagră Plus a realizat încă în vară o investigație care arată cum bunul statului a ajuns în mâinile lui Andronachi. Revenim la companiile din paradisuri fiscale. Manos Alliance LLP este un alt offshore din palmaresul familiei Andrunachi, implicat în furtul miliardului. De data aceasta, dintr-o altă jurisdicție britanică, cu sediul în Londra. Numele offshore-ului apare în primul raport Kroll, în anexa acționarilor din așa zisul grup Shore, care în 2012 au procurat acțiuni de la Banca Socială și au preluat controlul asupra băncii. În lista acestor acționari, întocmită de Kroll, apar nume cunoscute precum fostul președinte Petru Lucinski, deputatele partidului Șor, Marina Tauber și Regina Apostolova, o întreagă echipă de apropiația lui Șor, de la bodyguard și până la notarul Olga Bodnarciuc. Offshore-ul lui Andrunachi figurează în lista în calitate de creditor care a oferit un împrumut de peste 270.000 de euro companiei JetTech Industries Ltd, iar cu acești bani ultima a procurat acțiuni de la Banca Socială. Împrumutul oferit la sfârșitul anului 2013 urma să fie stins în termen de 8 ani, dar chiar peste 2 ani și jumătate, JetTech Industries este lichidat. Potrivit registrelor britanice de comerț, Manos Alliance a fost lichidat în 2017. Firma a fost anterior activă pe piața ucraineană, unde tranzacționa cereale, potrivit site-ului unei burse ucrainene de vânzare a cerealelor. De asemenea, a fost implicată în afaceri de vânzare pe piața din Turcia a cărbunelui de origine rusească, lucru pe care îl menționează pe pagina sa de LinkedIn chiar managerul de vânzări al offshore-ului ucraineanul Alexandru Ostapenko. Faptul că offshore-ul, care pare a fi controlat de membrii familiei Andrunachi, a fost implicat în afaceri de vânzare a cărbunelui rusesc, reiese și din informațiile de pe site-ul Import Genius, care oferă înregistrări despre importuri și exporturi din Rusia. Potrivit sursei, Manos Alliance ar fi cumpărat cărbunele exportate în Turcia de la câteva companii rusești cu nume aproape identic, Ugolnyi Tehnologii. Numele acestor companii rusești au fost vizate într-un scandal în Ucraina legat de extragerea ilegală a cărbunelui de pe teritoriul necontrolat de autoritățile ucrainene din Donbass. Nu este clar dacă Manos Alliance a exportat până la lichidare cărbune cumpărat de la firmele rusești cu proveniență din Donbass. I-am trimis lui Vladimir Andrunachi mai multe întrebări pe adresa de e-mail, pe care acesta a oferit-o anterior presei, dar nu am primit niciun răspuns până la publicarea investigației. Va urma.